70% dintre apelurile primite pe numărul de urgență 112 în Dolj sunt alarme false, arată statisticile STS. Oamenii legii susțin că o solicitare nereală înseamnă timp pierdut pentru echipajul de urgență, timp în care o persoană ar putea chiar să-și piardă viața. Procentul este îngrijorător, dar dacă ne raportăm la anii de început, când a fost dat în funcțiune Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență, atunci, în anul 2004-2005, procentul de apeluri era foarte mare, de aproximativ 95-98%. Acum vorbim de un procent încă mare, dar redus cu aproximativ 25%. Cei mai mulți dintre doljenii care au apelat anul trecut numărul de urgență 112 au avut nevoie de servicii medicale sau de pompieri. În medie, 81 de solicitări au venit zilnic la ISU Dolj. Când am sunat, eu pot să spun că au venit foarte repede. Am o problemă cu piciorul și în 10 minute au ajuns. Reacționează imediat la tot ce sunt solicitați. Sunt fel de fel de situații și se pare, v-am spus, n-am apelat niciodată la astfel de intervenție, că este necesar. Sunt oameni care chiar nu știu cum să rezolve anumite probleme. În anul 2014 s-au primit pe apelul de urgență 112 29.484 de apeluri, în medie 81 pe zi, comparativ cu anul 2013, unde acestea au crescut cu 21%. În fiecare an, pe 11 februarie, se sărbătorește ziua 112. Din 2008, 112 este unicul număr de urgență care poate fi folosit de pe orice telefon fix, public sau mobil, pentru a ajunge gratuit la serviciile de urgență. Ambulanță, poliție, jandarmerie, pompieri, în orice țară a Uniunii Europene.